Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de bine. Astăzi vreau să discutăm despre un subiect ceva mai delicat. Adblock. Cu toții și cred că ați auzit de Adblock și cu siguranță foarte, foarte mult să-l folosiți. Ei bine, cred că-l folosiți și acum, pe YouTube. Hai să vă explic de ce ar fi frumos să-l dezactivați, măcar pe YouTube. Cu toții știm că reclame egal bani, dar reclame înseamnă și timp pierdut. Așa că tu folosești Adblock pentru a recupera timpul ăla pierdut, dar e o problemă. Ei bine, YouTube este o platformă de a distribui videoclipuri pe internet gratuite. Cu timpul, oamenii au așteptări din ce în ce mai mare de la creatorii de conținut. Vor camere mai bune, vor efecte mai bune, vor performanțe mai bune în jocuri. Overall, ei vor calitate, ok? Problema e că calitate egal bani, dar bani egal și reclamă. Dar dacă eliminăm bani din ecuație, fiindcă YouTube e gratuit, rezultă calitate egal reclame. Nu vreau să par egoist, dar calitate înseamnă echipament scump și ore petrecute în filmare și editare, adică bani și timp. Ce nu înțeleg consumatorii de conținut e că videoclipul de 5 minute al lui Shelly, chiar dacă pare scurt, a necesitat ore de muncă și un echipament scump. Care e problema final? Problema e că oamenii se așteaptă la conținut calitativ așa, gratis, știi? Fără niciun compromis. Ce încerc să zic este că ar fi bine să dezactivați Adblock măcar pe YouTube pentru a susține creatorii de conținut. Come on now, ce ați prefera? Să vedeți o reclamă de 5 secunde înaintea unui video sau să dați bani ca să vă uitați? Nu mă credeți? Nicio problemă! Hai să vă arăt! În anuarie am făcut până acum 2.500.000 de vizualizări aproximativ, ok? Dintre care 250.000 sunt monetizate, adică fără Adblock. Asta înseamnă că 90% dintre persoane, adică 2.250.000, s-au uitat cu Adblock. Deci practic 10% din toți oamenii care s-au uitat la videoclipurile mele în ianuarie nu aveau Adblock sau l-aveau dezactivat pe YouTube. Știu că o să pare din nou egoist, dar foarte mulți youtuberi au investit o tonă de bani și ore nenumărate pentru a face conținut de calitate, iar pe noi ne deranjează o reclamă de 5 secunde. Come on. Iar aici nu e vorba de a face YouTube pentru bani. E vorba de a scoate măcar o mică parte din acea investiție, ok? Să zicem că ai dat 5.000 de euro pe setup cu calculator, cameră și ce mai ai tu, microfoane, obiective nebuni, iar tu faci câțiva euro pe lună. Tot ce vreau să transmit acest videoclip este să dezactivați Adblock măcar pe YouTube, adică așa, pentru a susține comunitatea de vlogging din România și gaming, bineînțeles. Sper că m-am făcut înțeles. Ei bine, cam asta am încercat să spun în acest videoclip, să vă îndemn să dezactivați Adblock măcar pe YouTube pentru a ne ajuta pe noi creatorii de conținut care chiar murim de foame, pe bune, gen, dacă ar fi să treci din YouTube, cred că ai murit de foame, la modul cel mai serios. Sper că ați înțeles ce am vrut să zic și dacă nu ați înțeles și credeți că toată lumea face YouTube pentru bani, atunci să s***a de proști. Și da, cam asta a fost episodul, eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!